Brașov. Mă numesc Paul Negoescu și am onoarea să țin acest speech de deschidere astăzi. Sunt angajat al iQuest, sunt Head of Web Technologies acolo și cumva Dani m-a ales astăzi pentru a ține acest speech și vreau să vă vorbesc în cele ce urmează despre ce este Keyboards and Mice și încă niște chestii ușor tangențiale, să zic așa. În primul rând, evenimentul de astăzi și evenimentele de genul acesta sunt în principal menite pentru creșterea comunității locale. Din fiecare oraș în care avem aceste evenimente, da? Craiova, Sibiu, Cluj și Brașov. Deci asta este scopul principal, creșterea comunității. Să avem un loc unde să ne întâlnim cu oameni care gândesc ca noi, care fac lucruri similare cu noi și să discutăm, să schimbăm idei, să învățăm lucruri noi. Na, ideea este să ne și distrăm un pic, să promovăm și talentele locale sau mai puțin locale care au ceva de povestit și na, tot ce vedeți pe acolo pe slide. Dar scopul principal fiind clădirea comunității, m-am gândit astăzi să vă vorbesc un pic despre acest concept de comunitate. Ce înseamnă o comunitate? What is it? Idei. Vreți un cub albastru, este foarte prietenos. Și dacă vă lovește, nu vă doare, e ok. Nu? Nu? Nimeni? Păi, cum? Grup de oameni cu scop comun. Grup de oameni cu scop comun. Și ce definește acel scop, oare? Definiția oficială, aia școlărească, zice că grupul ăsta de oameni sau scopul lor comun este definit de valori, de o identitate, de o religie sau de norme comune pe care le urmează. Acum probabil vă gândiți, băi, dar chestiile alea mi se par foarte, nu știu, familiare, dar am auzit de valori, parcă și compania mea are ceva valori pe care le împărtășește cu lumea și insistă că respectă acele valori. Parcă, nu știu, și compania mea are o identitate, dar deja compania mea este o comunitate, da? Suntem o comunitate acolo. No, urmăm anumite norme. Da, dar poate e mai mult de atât, dar un oraș, iară, urmărește de obicei, are aceeași identitate, este o comunitate, chiar dacă nu are, poate, are doar norme și o identitate, nu are valori și probabil nu are nici aceeași religie tot orașul, dar totuși este o comunitate, da? No, deci sunt multe comunități în jurul nostru. Acum, ce ne interesează pe noi este comunitatea tehnică. Da, comunitatea de programatori, comunitatea de ingineri, de ce vreți voi, da, DevOps, orice vă interesează în momentul ăsta, alea sunt comunitățile care ne interesează pe noi. Pot fi definite în termenii ăștia, nu? Avem interes comun. Dacă mă gândesc numai la mine, da, eu fac JavaScript, Web Technologies. JavaScript este pâinea mea, da, dimineața, la prânz și seara. Cu asta mă ocup până la urma urmei. Aș putea zice că e de-a dreptul o religie, da? Am citit Biblia, la fel cum poate mulți dintre voi ați citit Biblia de C++, Biblia de Java, da? Toate se numeau, chiar se numeau Biblii pe vremuri, când eram eu mic. Bun. Deci, avem o comunitate, probabil, de oameni interesați de același lucru. Dar cum se manifestă ea? Că, da, zicem, comunități, comunități sunt pretutindeni. Unde sunt comunitățile astea? Nu prea sunt în Brașov comunități de genul acesta, dacă stăm să ne gândim. Uitați numai ce prezență mică avem din cauza unei ploi, din toți cei care s-au anunțat, câți au reușit să vină astăzi. Foarte, foarte puțini. Asta pentru că nu avem o comunitate strânsă în domeniul ăsta, nu prea e lumea să zici, da, ținem legătura, hai că mergem, facem, discutăm împreună, mai ieșim la o cafea, una alta. Na, se întâmplă, ce să-i facem. Bun, hai să vedem totuși ce facem în privința asta, actualmente, da? Avem un Keyboards and Mice acolo, la care participăm acum cu toții. Avem, poate, și un, nu știu,
de la Pentabar, da, de la Pentalog, au Pentabarul, care este iarăși un eveniment destul de, nu știu, apreciat din câte am văzut, lumea se întâlnește după muncă, discută un topic de obicei. Da, se întâmplă destul de des. Și vedeți acolo cuvântul cheie, meetup. Da, meetup, nu știu, știți ce este meetup? Aplicație, de care? E o aplicație de mobil, dar este și un site, într-adevăr. Este o aplicație de mobil, este și un site. Este un site pe care, cum? Așa, Tinder pentru profesioniști. Numai că nu poți să dai stânga și dreapta, dar poți să te adaugi la anumite grupuri și să vii la diverse întâlniri. Și într-adevăr, dacă ne uităm pe meetup pentru zona Brașov și zona tehnică, nu sunt așa de multe, sunt mai multe decât am notat eu aici, dar sunt câteva chestii. Da? Deci sunt, chiar sunt câteva chestii care se țin în mod curent. Bine, vorba bine. Dacă ne uităm acolo câte meetup-uri oficiale au existat, la unele din ele nu prea sunt, chiar dacă sunt sute de oameni înscriși acolo. Și cumva la noi comunitatea, nu știu, cel puțin în orașul nostru, cam scârție, dintr-un motiv sau altul. Deci oare facem destul pentru a avea o comunitate tehnică? Nu prea. Da? Nu prea facem destul să avem o comunitate tehnică. Dar ce putem face? Păi, ne putem implica poate mai mult. Putem să facem diverse lucruri, să creștem comunitatea, să o popularizăm la oamenii care sunt în jurul nostru. Da? Nu doar colegii de muncă, ci poate și alți oameni, colegi de la alte firme. Da? Să încercăm să popularizăm evenimentele care se întâmplă. Să atragem mai multă lume să vină. Și vă zic imediat și de ce este important. O să ajungem și acolo. Na, sunt diverse lucruri care se întâmplă în mod curent în orașul nostru, totuși, care mai încearcă să crească comunitatea de programatori în sensul larg, să zic așa, nu neapărat comunitatea strânsă, cea care comunică constant, ci pool-ul de oameni, da, care este disponibil ca și programator la un moment dat. Și aici vă pot da un exemplu de exemplu. Cartea Daliei, care a început de anul acesta să aibă activitate și în Brașov, sub forma unui proiect numit Adoptăm o școală. Da? Adoptăm o școală ce înseamnă? Câțiva colegi din o firmă sau mai multe firme preferabil, dar momentan doar iQuest s-a băgat la chestia asta, participă cu voluntari practic la o școală și predau acolo programare în Scratch unor copii de clasa a patra. Este, cred că, primul pas pe care îl poți face pentru a crește noi programatori și a atrage lume nouă în acest pool de oameni pe care îl avem disponibil în comunitatea noastră. Am mai început, tot de anul trecut, încă o inițiativă, cea a școlii informale de IT, care face, din nou, training pentru persoane care sunt din alt domeniu și reprofesionalizează în domeniul programării. Iarăși, este o inițiativă foarte interesantă pentru a crește pool-ul de oameni. Dar dacă ne uităm în alte locații, dacă ne uităm în alte părți decât la noi acasă, o să vedem că mai sunt niște chestii care la noi nu le vedem. Vedem comunități de fete, comunități de JavaScript. Eu sunt pe JavaScript, de-aia vedeți numai JavaScript acolo, da? Eu sunt pe JavaScript și atunci vedem, uite, Iași JS, Cluj JS, da, Oradea JS, New York JS, sunt o grămadă de comunități de genul acesta bazate într-un oraș de oameni care împărtășesc același interes sau ăla cu așa este Angie Bucharest sau nu știu cum se numește, ceva de genul, da, Angular Bucharest. Bun, ideea este că împărtășesc toți același scop și cumva se mai și întâlnesc ocazional, discută pe topicurile care îi interesează și mi se pare o inițiativă foarte drăguță, dar care la noi, cel puțin din ce știu eu, nu există. Nu există, sau lumea, dacă există, nu participă. Nu există cu numele ăsta, cel puțin de JavaScript, eu nu am găsit. Dar și cele care există, care le-ați văzut mai devreme, lumea nu participă pentru ceva motiv care este neclar. Bun. Ar trebui toți să ne implicăm, ar trebui cumva cei care au acest interes poate să depună mai mult efort în direcția asta. Oameni care au timp să facă drive la așa ceva, să, nu știu, să se implice, să-și aloce timpul ăsta ca să facă comunitatea mai strânsă.
Dar de ce? De ce e important să facem comunitatea asta mai strânsă? Păi să vă dau doar un exemplu simplu. La Cluj, comunitatea de JavaScript, da, a făcut posibilă prima conferință din România care chiar are talie similară cu o conferință internațională din orice alt oraș în care vă duceți prin Europa. În America încă n-am fost, dar în Europa garantat. Deci JS Heroes, care este cumva făcută la inițiativa celor din grupul de JavaScript din Cluj, a reușit să facă această conferință cu speaker de talie internațională, care chiar sunt importanți, chiar sunt relevanți, să zic, pentru domeniu, și să țină această conferință de două zile anual, de doi ani încoace. Deci comunitățile astea, cumva, de oameni strânși, de oameni cu același interes, da? Cu aceleași norme, cu aceleași valori, cu aceeași identitate, semnalată poate de limbajul pe care îl folosim sau de interesele pe care le avem, cumva s-au strâns și au făcut o chestie foarte interesantă. De-aia e bine să ne implicăm și de-aia contează pentru noi. De ce mai contează? Păi dacă avem comunități, o să crească multe, o să fie mai multe oportunități de joburi, pentru că firmele o să vină, o să fie interesate. Da, să vină în locația asta, în Brașov. Dacă sunt mai multe joburi, automat sunt mai bune de obicei salariile, zic eu, deci merită. Da? Concurența întotdeauna e bună. Deci toate chestiile bune rezultă dintr-o comunitate puternică în zona respectivă. Da? Deci eu sugerez să încercăm să facem această comunitate împreună, as much as possible. Da? Vă dau așa un impold să încercăm să facem o comunitate împreună. Nu neapărat de JavaScript. De ce vă interesează pe voi? Bun. Astăzi, în continuare, ce o să aveți ocazia să auziți aici, da? Sunt mai mulți speakeri care o să vorbească fiecare pe o temă care le place lor. Mai ales cel din stânga de sus, da, ăla e baza. Bun. O să avem și o pauză la un moment dat pe la 18:40, e posibil să ne lungim. Cum? Un pic shiftată, că am început mai târziu. Și după o să mai avem încă o pauză între practic prezentări și round table discussions, după care o să înceapă sesiunile interactive mai târziu, de la 20:30 la ora 10. Bun. O să vă zic că Dani, colegul meu, un pic mai târziu, despre ce e vorba în sesiunile respective, momentan o să vă prezinte colegii mei, Andrei Draghia și Otilo Sas, cum vorbesc ei cu o jucărie mică și rotundă. O să-i las pe ei să vă zică mai multe. Mersi frumos și distracție plăcută în continuare.